Ayman Tahar a fost prezentat oficial la gaz metan în cadrul unei conferințe de presă. După ce a evoluat tricoul alb-negru în perioada 2012-2015, mijlocașul spune că s-a întors, în special datorită tehnicianului Cristian Pustai. I chose to come back, to be honest. I wanted to come back here specifically for the coach. Am ales să mă întorc la gaz metan. Am făcut acest lucru mai ales datorită antrenorului Cristian Pustai. Când am aflat că se interesează de mine și mai ales că nu m-am adaptat foarte bine în Japonia, am discutat și ne-am înțeles foarte repede. Rolul lui a fost foarte important. Nu este un restart pentru cariera mea, doar că am vrut să joc mai mult. În ultimele luni nu am prea evoluat, iar eu sunt genul de jucător cu multe apariții într-un sezon. Ultimele 3-4 luni au fost mai dificile pentru mine pentru că a trebuit să mă obișnuiesc cu Japonia acolo. Mai erau 9 meciuri de disputat în momentul în care am ajuns. Sezonul e altfel decât în Europa. Ceea ce a făcut Gaz Metan în acest sezon este de domeniul incredibilului. Cred că sunt surpriza sezonului și cred că putem juca în play-off, iar colegii mei sunt de aceeași părere. Of course, yeah, I don't think all the players believe that also. Tehnicianul Cristian Pustai spune că politica gazului metan este aceea de a aduce jucători care să se încadreze repede în grup. Am considerat că este bine să ne întărim cu Ayman, care revine, îl cunoaștem. Și în general noi am mers pe această politică a jucătorilor care să se integreze într-un grup format, știți bine, cum în vară, când cred că ne gândeam la locul 10 să scăpăm eventual de baraj. Acum s-a format un grup care a muncit destul de bine, suntem încă într-o competiție și destul de bine clasați, dar încă n-am realizat obiectivul, așa că imediat am încercat să mai aducem îmbunătățiri la acest lot și astfel a apărut și Ayman, a fost și în discuție și Bawab, că prea s-a vehiculat deja, dar și el a ales o altă cale. Noi nu cred că ne-am opus vreodată sau nici acum nu cred că cineva în clubul ăsta are cuvinte urâte față de faptul că unii au venit și și-au negociat și și-au dorit să plece la alte condiții. Noi atât putem oferi aici la Gaz Metan, ăștia suntem, cine se înhamă în proiectul nostru este binevenit, vine ca acasă, pentru că foarte mult a contat în obținerea acestor puncte și faptul că existăm ca și grup, că existăm ca și o familie, și asta s-a văzut de multe ori în teren.